nimic nu este mai important decât propria siguranță. De aceea, pentru șoferi este esențială gestionarea eficientă a situațiilor excepționale care pot apărea în cazul unei coliziuni rutiere. Pentru a contribui la prevenirea sau reducerea traumelor suferite de pasagerii unui vehicul implicat într-un accident, a fost lansat un curs gratuit intitulat Siguranța conducătorilor auto în situații extreme. Misiunea noastră este să scăpăm vieți, să salvăm viețile omenești pe drumurile țării și celor din afara țărilor noastre. Fiecare element care îl testăm și dacă prinde sau are impact asupra conștientului unui viitor conducător auto, automat noi îl implementăm. Unul dintre modulele cursului subliniază însemnătatea utilizării centurii de siguranță. Pentru a ilustra aspectul respectiv, participanții sunt chemați să ia parte la un experiment. El presupune folosirea unei mașini simulator capabilă să se rotească la 360 de grade în jurul axei sale. Această experiență le oferă o înțelegere directă și clară asupra pericolului. Fără centura de siguranță, viața lor poate fi pusă în pericol într-o fracțiune de secundă. Simulatorul care se rotește în jurul nostru l-am văzut în țările nordice, chiar și în țările baltice, în unele școli și în Statele Unite. Am văzut și l-am implementat lucrul ăsta. Trebuie să ieșim din mașina asta. Cel mai important este mâna, un braț, adică să-l ținem deasupra capului. Da? În caz dacă vă decuplați, centura o decuplați, să nu cădeți peste voi, da? Să nu traumați coloana vertebrală. Centura de siguranță lucrează în felul următor. Nu apăsați încă. Dacă ea stă tensionată, adică stă o greutate mai mare de 15 kg, ea nu se decuplează. De aceea va trebui cu picioarele să vă proptiți în volan, da? Și să vă ridicați un pic, eu am să vă asigur de aici, da? Am să pun brațul meu și vă ridicați un pic în sus și decuplați centura. Bazinul spre pasager. Prima dată am avut o frică mare, dar din neștiință cumva mi-a părut grozav, hai să mă urc. Acum însă știind cum este într-o mașină rotativă, cu impactul acesta de accident, era o frică de știut deja. Și chiar de sunt niște simulări și este o rotație la 360 mică, mai lentă, oricum este înspăimântător acolo, oricum în poziția de 360 întoarsă, nu te simți comod. Absolut. Și asta este doar o simulare, iar în viața reală, sperăm să nu ajungem, este mult mai grav. Pentru a sublinia importanța vitală a centurii de siguranță atât pentru șoferi cât și pentru pasageri, participanții sunt invitați să testeze un alt dispozitiv care simulează un accident frontal, replicând un impact la o viteză de 15 km pe oră. Centura de siguranță. Mulți șoferi fac în felul următor. Pun o clamă aici. Ia cuplați centura. Da? Pun o clamă ca să aibă joc liber. Și în momentul impactului, cel mai periculos ar putea fi traumate organele interne ale omului. Ce înseamnă asta? Ele nu au terminații nervoase. Adică nu ne dor. Și s-au întâmplat cazuri reale când oamenii au decedat după asta. Când punem centura de siguranță, ne străduim ca partea de jos să fie pe oasele bazinului. Acum vei simți un șoc sau o reținere a centurii doar la 15 km la oră. Participanții la curs sunt de asemenea instruiți în utilizarea corectă a unui stingător de incendiu pentru a interveni eficient în cazul unui autoturism cuprins de flăcări. Mașina asta simulează un accident și totodată cu aprinderea mașinii. Legenda zice că mașina s-a aprins, adică a avut un impact, portiera s-a blocat, șoferul trebuie să spargă geamul, să iasă peste geam, deoarece portiera este blocată, să ia stingătorul din portbagaj și să stingă focul de în față. Dacă ne uităm, probabil 99% din toți conducătorii nu au ciocănașul ăsta care ar putea să spargă, da? Domnișoarele sau doamnele ar putea cu un toc de ăla, da? Mai ascuțit, să lovească, dar trebuie să lovim nu în mijloc, pentru că se amortizează, și să ne concentrăm odată și sigur doar pe prin părți, da? Ca să minimalizăm amortizarea asta. La fel de însemnată este lecția despre acordarea primului ajutor. Cursanții învață să efectueze un masaj cardiac extern, să imobilizeze și să transporte o persoană rănită, dar și să aplice poziția laterală de siguranță. Aceste activități fac parte din principalele teme ale programului, însă instructorul a dezvăluit că în curând vor fi adăugate și altele noi. Mesajul meu ar fi ca să
vă respectați unul pe altul, să țineți minte că acasă vă așteaptă cineva și că alături de voi mereu circulă oamenii apropiați vouă.